Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. Am așa un singur moment de satisfacție că prin intermediul acestei televiziuni reușim să spunem ce gândim. Eu, unul, personal, cred că, sau mai degrabă vă întreb, contează prea puțin ce cred eu. Credeți că țara asta este guvernată? Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria României că într-o perioadă de doar 2 ani de zile să schimbăm 3 guverne. Și între astea 3 guverne s-au mai făcut remanieri. Cine-i de vină? Cred că noi suntem de vină, pentru că atunci când votăm nu suntem suficient de atenți. Sau ne lăsăm amăgiți de promisiuni de șartă care nu au cum să fie onorate. Eu am spus despre programul de guvernare al PSD-ului că este un program de guvernare nesustenabil. Și mă justificam atunci, așa cum mă justific și acum de altfel, nu avea cum să fie un program de guvernare credibil atâta timp cât noi nu mai avem nimic în România. Nu mai avem economie, agricultura, dacă nu ar fi subvențiile venite din Uniunea Europeană, nu știu dacă ar avea șanse să funcționeze. Iar în ultima perioadă asistăm așa la un fel de canibalism politic. Politicienii se mănâncă între ei. Dar de ce fac lucrul ăsta? Poate pentru mulți dintre noi, când îi vedem la televizor, par așa, oamenii ăștia se luptă și se ceartă între ei pentru binele meu, al dumneavoastră, al colegilor mei, al invitatului meu, dar realitatea e dureroasă. Ei se luptă între ei pentru cine fură mai mult. Ăsta e motivul războiului lor. Nu e al nostru. E războiul lor. Au trecut 100 de ani de la Marea Unire. Mă așteptam ca pe parcursul întregului an de zile să trăim momente de sărbătoare în fiecare zi. Nu neapărat prin mici și bere. Ăștia se dau numai la campaniile sau în perioada campaniilor electorale sau inventatelor zile ale comunelor în care primarii fac pomeni. Îi aduc pe oameni, le dă mici, le dă bere, dar nu din buzunarul lui. Tot din buzunarul oamenilor din localitățile respective. Nu vine el cu bani de acasă ca să aducă lăutari, 1000 de euro, să cânte 3 cântece și să plece acasă. Trăim în România, dar nu m-ar surprinde ca peste foarte puțin timp să fim obligați să învățăm limba maghiară. Pentru că etnia sau etnicii maghiari au prins momentul ăsta de slăbiciune, de luptă între putere și opoziție, în care puterea a început să piardă. Și atunci vin și cer autonomie specială. Autonomie specială. Păi de ce autonomie specială? De ce ar fi ăștia mai presus decât toți ceilalți români? Ce ni se oferă nouă în plus față de ei? De ce ar trebui, când mă duc la o primărie, eu știu, în Târgu Mureș, să fiu obligat să vorbesc limba maghiară? E țara mea. Și în țara mea se vorbește limba română. Și toți locuitorii ei sunt obligați să cunoască limba română. Nu mai înțeleg nimic.
O parte din aceste lucruri le voi discuta cu invitatul meu din această seară, căruia îi mulțumesc că a venit în fața noastră. Să discutăm câteva din aceste aspecte și altele legate de problemele noastre locale. Înainte de a vi-l prezenta, pot să vă spun că pe mine m-a impresionat gestul lui de patriot, de român. De român care simte și trăiește românește. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru este domnul consilier local, comandant de aeronavă, Anghelescu Adrian. Bună seara, domnule Anghelescu. Bună seara. Și cel mai mult mi-ar plăcea să-mi spuneți Giurgiu Veanu, Adrian Anghelescu. Eu, Anghelescu, eu vă spun din suflet Giurgiu Veanu. Mulțumesc. Pentru că am văzut și steagul Giurgiului prezent. Dar să știți că domnul primar mi l-a dat. Singurul steag Giurgiu Veanu, da, prezent la Marea Adunare, eu așa îi spun, Marea Adunare de la Alba. Eu m-am mândrit cu dumneavoastră acolo. Și am și scris că sunt mândru. Să știți că au fost mai mulți Giurgiu Veanu. Și ne reprezentați cu cinste, onoare și demnitate județul ăsta bătut de Dumnezeu. Dar poate nu e vina lui Dumnezeu. E vina celor care ne conduc astăzi. E vina și Dumnezeu poate să aibă grijă, da, de ei. Dar ați fost acolo. Da. Cum ați trăit momentele de Dumnezeu? M-am dus mai întâi, fiindcă sunt nedumerit față de anumiți colegi de-ai noștri, cetățeni oarecare, care nu știu într-adevăr ce înseamnă 1 decembrie 1918. Ei nu știu ce a însemnat proclamația de acolo. Ei nu știu ce a trăit această țară în primul război mondial. Fiindcă, așa cum bună oară dumneavoastră discutați că sunteți sătul de paradele militare, care seamănă întrucâtva cu cele comuniste. Da, am scris lucrul ăsta. Ați scris? Da, am citit, îmi pare rău, în care ați văzut în anumite orașe s-a defilat, inclusiv cu detașamentele de ISU, cu mașinile de salubrizare și așa mai departe. Eu credeam că la Giurgiu, totuși, da, nu e timpul pierdut, probabil la anul, principala sărbătoare va fi rememorarea ostașilor și a jerfei acelor ostași căzuți la datorie de la mausoleul eroilor. Că presupun că nimeni nu știe că acolo zac 365 de ostași români și nu mai țin minte, cred că 40 de ostași germani. S-au depus coroane în fața unei uși închise cu lacăt. Da? Da. N-am știut aspectul ăsta. Dar așa aș vrea, nu numai la Giurgiu, peste tot. Și să întrebăm și pe tineri. Nu vreau să întrebăm numai de valorile acestei zile memorabile ale neamului românesc de reîntregire. Și vreau să întreb efectiv, că i-aud pe unii că mai bine era vara și nu era iarna. Deci ce legătură au avut faptele conjuncturale ale vremurilor respective și îndeplinirea idealurilor acestui popor, că s-a îndeplinit și s-a înfăptuit la 1 decembrie 1918. Cum poți să-ți bagi joc de memoria acelor ostași și acelor oameni care au venit la Alba să reîntregească neamul românesc, iar ulterior cu batalionul 64 Orăștie s-au dus până la Budapesta. Era mai bine vara, trebuia să le spunem acelor ostași al vremurilor respective să aștepte vara, că poporul român nu vrea să sărbătorească ziua națională a României iarna? Spuneți-mi dumneavoastră că eu n-am cuvinte. Acolo m-am dus efectiv să simt sărbătoarea populară și oameni ca și mine și alți giurgiuveni ne-am întâlnit acolo și nu-mi venea să cred. Fiindcă spiritul românesc l-am regăsit așa cum vreau și speram să-l regăsesc. Ne invitam unul pe celălalt, toți civilizați, inclusiv la coadă la vin fiert. Că bănuiesc că știți că au fost și vin fiert și mâncare și muzică populară și muzică patriotică și de toate, și căruțași și armate și tot ce vroiați dumneavoastră. Dar am crezut acolo că am parte de ceva inedit. Practic, am crezut că avem ceva în ADN-ul nostru și de nipon, fiindcă n-am mai întâlnit ca 100.000 de oameni prezenți acolo să se invite unul pe celălalt, să nu se calce în picioare, toți să fim zâmbitori, să ne adresăm cuvinte frumoase, să ne zâmbim. Am trăit bucuria neamului românesc și văd că nu s-a pierdut acea sevă curată. Știi ce ne lipsesc? Totuși, conducătorii.
Eu chiar am scris cândva de ce neamul ăsta blestemat ne ne-am ales cu asemenea conducători. Gândiți-vă la Ferdinand I. Atunci, într-adevăr, am avut un conducător. Gândiți-vă la Regina Maria. Când chiar ea a spus în fața capitulării că preferă să moară eroic decât să fie regina unor lași. Eu asta nu înțeleg la poporul român. Chit că vorbim de cetățenii din Remuș sau de la Daia sau de la Giurgiu sau de la Lugo sau de la... De ce nu mai au curaj? De ce toți cred că li se cuvine ceva fără a înfăptui ceva? De unde până unde mândria de a fi român fără să faci nimic tu pentru această țară sau pentru semenii tăi? Ați văzut că sunt întrebați în diferite, la diferite televiziuni de către reporterii pe stradă. Sunteți mândru că sunteți român? Da. De ce? Și atunci amuțesc. Sau încep să înșiruie pe aia că o avem pe Nadia, că l-am avut pe Petrache, pe Țiriac și așa mai departe. Pentru asta trebuie să fii tu mândru? Sau trebuie să-ți aduci aminte întotdeauna de ostașii acestei țări, de conducătorii, de mari conducători, de modernizarea României? Noi stăm doar într-o Nadie sau într-o echipă, Steaua București? Da. Eu chiar în debutul emisiunii am spus că anul acesta mă așteptam ca în fiecare zi, da, să trăim momentul 1918. Eu trăiesc și eu o melancolie și o admirație în același timp. Da. Ați văzut dumneavoastră la noi, la Giurgiu, sau la București, că dumneavoastră mai locuiți în București, momente de evocare istorică, cumva? Ați văzut să se la televiziunile centrale, în afară de bârfe, păi nu, noi ne batem jos de istorie, nu mai avem valori, să ni se vorbească de ce s-a întâmplat atunci? Bun. Încă ceva. Că sunt memorabile aceste fapte ale înaintașilor noștri și am o profundă admirație pentru acest lucru. Dumneavoastră, de când ați mai auzit că în orașul nostru, practic, la elementul educațional să începe cu copiii să-i întrebe sau să-i ducă să viziteze câte statui importante avem noi în orașul Giurgiu și ce reprezintă ei? Numai în alegi, da. Deci noi trebuie practic să le prezentăm mai întâi valorile locale, pe urmă cele județene și cele naționale, ca acești copii să crească în spiritul ăsta. Da, nu vorbim doar de gusturi. Nu, vorbim, salutam, da, de câte ori treceam. Acolo, da, Afrodita, da, Triumf, uite, pentru toată lumea, că nimeni nu știe ce reprezintă sau Gheorghe statuia Șanțu, capitan, de la intrarea în școală. Nu vorbesc de busturile eroilor căzuți la 1877 din Alei. Da. Vorbesc de restul statuilor. Noi nu avem, practic, cultura valorilor. Începând cu cele locale, plecând cu cele naționale și pe urmă de identificare în spațiul european ce înseamnă cultura românească. Că de-aia vroiam eu să vorbesc. Când ești mândru că ești român, trebuie să știi și să ai parte și de cultură și de sport, că tot mai vorbeam noi de asta, dar vorbim neapărat de istorie. Asta mă doare pe mine cel mai mult. Este frumos să evocăm momentele istorice. Pentru că un popor, am spus-o de nenumărate ori, își pierde originea dacă și nu tradițiile și tot. Dar hai să ne întoarcem puțin la Bălcescu. Istoria. Bălcescu a spus că dacă nu luminați poporul, nu veți fi niciodată liber. Și mare dreptate are. Și gândiți-vă la educație. Ce ar face un popor educat versus un popor needucat? Păi, acum intervine paradoxul. Parcă cineva în mod intenționat vrea să transforme poporul ăsta, nația asta, care a dat genii. Nu cineva. Doamne, cineva, pentru că altfel, sau da, un grup, da, sau un, e un grup din ăsta, domnul Mandu, ocult, toți vor lucrul ăsta. Care, e dacă ne lăsăm, care sau vor, da, să distrugă educația în România. Eu ce vorbeam? De domnule, scoatem pe banda analfabet funcțional, am auzit și pe președintele. Păi da, da, dacă se vede că beizadelele sau camarila politică, fără a avea o educație reală și o morală corectă, ei să n-avuțesc pe zi ce trece. Tu atunci și conducătorii sau autoritățile, diplomă,
Sunt o frescă a societății. Din oamenii ăștia politici care ocupă funcții de demnitate publică și au cumpărat diplomele de la facultăți din astea fantom. Dom'le, știți că sunt în Giurgiu ingineri, așa zici, ingineri, care și-au cumpărat diplome de pe la facultăți din Craiova. Și juriști de toate. Știți, domne? Da, domnule, știu. Asta se întâmplă pe plan național. Și ăștia ne conduc, domnule. Asta cer eu alegătorului. Când spuneam de luminarea lui Nicolae Bălcescu, practic, alegătorii trebuie să aibă grijă și să-i ceară CV-ul nu numai a candidatului propus către o funcție, ci a întregului birou politic municipal sau județean al cărui partid, fiindcă ulterior camarila de acolo provine. Și să trezesc peste noapte numiți viceprimar sau membri în Consiliul de Administrație sau în AGA sau în toate cele. Ei trebuie să fie foarte atenți să ceară, să se informeze asupra resursei umane din fiecare partid și asupra viziunilor acelui partid și ceea ce le promite, să fie sigur că să și transpune în practică. Că pe urmă iar stăm un ciclu electoral de 4 ani fără a se întâmpla nimic decât ai schimba pe unii cu alții. Da. Deci așa, ca o trecere în revistă. Fără patimă. A doua zi. Da. Da, fără patimă. Da. Că tu ai mai rezistat. Suntem în post. A doua zi, după ce noi am sărbătorit centenarul, am spus eu că etnici unguri solicită, nu știu cum naiba să-i mai spun. Autonomie specială, exact în baza proclamației de la 1918. Și vă urmă... Are sens lucrul ăsta? Nu, vă urmăream cu mare atenție când a spus că cine nu vorbește românește, practic, din punctul meu de vedere, nu merită a fi numit cetățean român. Gândiți-vă ce face Statele Unite, ce face Canada, ce face orice stat atunci când tu ești rezident românii noștri și accesezi cetățenia. Spuneți-mi, ce se întâmplă când accesezi cetățenia unui stat? Prima regulă de bază, să știi limba. Și la noi, ce se întâmplă? Eu de asta vreau, dacă cumva o parte din formațiunile de dreapta realizează un pact, aș dori să știu ce are de gând cu UDMR-ul și cum va fi tratat această uniune. Bineînțeles că nu este. Dar cine va avea curajul să rupă pisica în două? Eu mă gândeam că dreapta astăzi va face un pact. Indiferent că face PNL cu USR, cu MRE și cu noul partid al lui Ponta sau cu oricare altcuiva, dacă își asigură o majoritate ulterioară la guvernare, să ne spună dinainte cum vor fi tratați UDMR-ul. Fiindcă știți de ce se fac... Eu vreau să fie tratați în mod egal cu noi, eu vreau să fie mai rău decât mine. Mi-e groază de aceea... Mi-e groază de aceea anecdotă, o știți, da? Pentru ce se fac alegeri în România, o știți? Nu. Ca să vadă UDMR-ul cu cine guvernează. Asta chiar e bun. Da? Iar UDMR-ul acum a prins, practic a pierdut majoritatea PSD-ul cu ALDE în Camera Deputaților, vulnerabilitatea coaliției și acum pot cere orice. Mă rog de bunul Dumnezeu ca Dragnea să nu cedeze. Credeți că e capabil? Să dea dovadă de bărbăție? Eu când el sper. E legat și da. De mâini și de picioare. Am văzut că tocmai discutăm de 2 ani de zile ne învârtim în cerc pe legile justiției. Parlamentul și guvernul au devenit vorba unuia casele de avocatură a domnului Dragnea și a domnului Tăricianu să-i salveze de la procesele pe care le au. Eu m-am săturat. E adevărat. Eu încă merg pe chestia asta cu prezumția de nevinovăție. Eu am înțeles, dar parlamentul practic nu... Că legea este cea, dar... Eu vorbeam de altceva. Dar nu îngrădi legea. Eu am vorbit despre lasă altceva. Legea de 2 ani de zile ați auzit dumneavoastră de investiții? Sau ați auzit mult mai mult de legile justiției? Eu n-am auzit de plus valoare, eu n-am avut de investiții, eu n-am auzit de planuri educaționale sau masive, planuri sociale. Am auzit doar crâmpe, dă legea salarizării, dă legea pensiilor, dă cutare, exact ca pe timpul ăla vă mai dăm 100, hai mai stați liniștiți. Fiindcă echilibrul ăsta trebuie menținut de mii de ani. Celor nemulțumiți le mai arunci acolo câte ceva, un 10%. Da. Tot se vorbește, s-a vorbit, că am înțeles că de la anul nu se mai dă nimic. Nu știu cât e de adevărat, dar cred că e destul de grav. Se spune, s-au mărit salariile, ce bine trăim, că ne-a dat bani.
băia de la țară, țăracii, zic că sunt bune aia cu pensionarii, le mai dă și lor acolo 5 lei, 10 lei la pensie. Lasă mai că e bine, ne-a mai dat și nouă ceva. Nu știți ce salariu are un văcar în Germania? Bănuiesc că cel puțin 1600-1500 1800 de euro pe lună. Am fost pe aproape. Nu, 1800 netul. Am fost pe aproape. Eu deci vorbesc tot în net. 1800 de euro netul. 1600, da. Păi dumne, la noi 1800 de euro nu are un inginer. Și spunem că eu de ce vorbesc de plus valoare și de investiții? N-ai cum să facem. Domnul Anghele, da. Dom'le, cât e minimul? 1500 sau cât? La noi 1450 și s-a la 1860. Da. Dom'le, eu aș da banii ăștia lui Dragnea, m-aș împrumuta la dumneavoastră, la colegul meu, și aș da să trăiască din 1450 în fiecare lună. Dom'le, dacă el trăiește un an de zile cu 1450 de lei pe lună, vă jur pe viața mea. Dar cum face domnul? Mea de om. Stați puțin. Că în viața mea eu nu o să mai spun nimic. E vina acelui om cu 1500 de lei aproximativ sau 1800 sau 2000 de lei. Că nu știe să trăiască. Păi Dragnea cum știe să trăiască doar cu 150 de milioane vechi? Să-și facă și palat pe patru străzi, să ia și o insulă, să aibă și milioane și astea și Brazilia și de toate. Nu știu. Păi el, comparativ, la veniturile pe care le are Dragnea, ar trebui să sărățuiască la ala cu 2000 de lei net pe lună, că nu știe să-i administreze. El cum și-a constituit o avere din puținul pe care l-are? Dom'le, să știi că ai dreptate. Uite la chestia asta, nu m-am gândit. Dai de mii de ani, dom'le. Și până la urmă, cum să spun eu, discrepanța asta, decalajul ăsta între bogați și săraci, v-am zis, există un echilibru. Dacă ne mulțumiți, vor fi oamenii la anul, le mai aruncă un 5%, un 6%. Continuând țărișoara noastră să se împrumute lunar pentru pensii și salarii. Fiindcă n-o să producem niciodată plus valoare, că vorbeam de Ferdinand și de modernizarea României, ca să ai de unde să îndrepți în programele structurale sociale, ca să-ți duci poporul, ca să produci în altă tehnologie, dacă se poate. Că și Ceaușescu până la urmă s-a gândit că fără cercetare și investiții nu realizează absolut nimic. Bineînțeles. Fiindcă și-a dat seama că nu se poate altfel. Decât să stăm la mâna rușilor și al caerului cu o tehnologie învechită, trebuia să dezvoltăm noi propria tehnologie ca să avem produse competitive. Dar noi, cum să spun eu, aruncăm anatema pe comunism. În loc să luăm ce e bun de la toate urânduirile care le-am avut. Noi am fost a patra țară din lume producătoare de diamante artificiale. Am deținut pentru mulți ani monopol. Nu mă interesează aspectul. Multe miliarde de dolari. Știți care e aspectul mult mai important? Dacă nu ar fi avut cercetare. Da. Care să pună, să elaboreze un proiect, un plan de dezvoltare. Da. Să găsească piață de desfacere. Da. Pentru că degeaba produci un lucru extraordinar de bun dacă nu ai piață de desfacere. Miliardele din datoriile pe care le-a avut România au fost plătite, parte din ele, după urma acestei fabrici. Am înțeles, da. Ce s-a întâmplat după 89 cu fabrica asta? Hai să vă spun ce s-a întâmplat și unde ce bat eu mai mult. Ce s-a întâmplat cu industria giurgiuveană? Ia spuneți. Păi ce să vă spun, combinatul chimic știți câte societăți, era toxic. Știți câte societăți comerciale în profit erau în 90, imediat după Revoluție în Giurgiu? Mie, pe mine mă întrebați? Nu știu, poate nu vă aduceți aminte. 73. Doamne, ce s-a întâmplat cu alea? Le-am distrus pe toate. La fel s-a întâmplat și cu acea fabrică de diamante africiale. Dar mie îmi plânge inima că iar mă întorc la românism. Ce facem cu oamenii geniali în fizică, în matematică, care aduc plus valoare altor state? Ce facem cu informaticienii pe care avem la Microsoft? Am mărit salariul, Dragnea, și îi aducem în țară. Mă face să o să vină. Ce facem cu medicii care au plecat în țară, nu? Muncească în România. Ia, transpuneți, vă rog frumos, situația asta pe care vă aminteam eu. Când la nivel internațional, gândiți-vă la nivel local. Giurgiu astăzi, sau giurgiuvenii nu înțeleg că practic bugetul consolidat al primăriei se realizează 85% din taxe și impozite pe salariile de la antreprenorii care sunt aici sau la instituțiile de stat, toți salariații de pildă, și doar 15% din impozitele plătite de către contribuabilul giurgiuvean pe proprietățile pe care le imobile și mobile. Dar ce se întâmplă cu masa, cu resursa umană pe care o avem
și se duce și muncește la București. Orașul Giurgiu a ajuns un oraș dormitor. Dacă ați mai călătorit la București în ultima perioadă, pe la 6 dimineața, să vezi cât de aglomerată este șoseaua cu navetiștii care pleacă zilnic sau cei care pleacă săptămânal. Duceți-vă lunea dimineața cel mai abitir și întorceți-vă vinerea seara. Știți de ce? Fiindcă Giurgiu nu le poate oferi locuri de muncă, cu toate că oamenii sunt deja specializați, fiindcă nu există antreprenori sau investitori în Giurgiu, și oamenii pleacă pentru 3.000-4.000 de lei net la București. Și soțiile rămân pe acasă, sau eventual vânzătoare sau toate cele, iar restul care nu-și găsesc în București și vor să câștige mai mult, pleacă în afară. Dar ce se întâmplă cu acele familii? Asta e soarta orașului Giurgiu dacă noi nu avem curajul să inițiem proiecte pe legea 205, măcar de expropiere a fostelor terenuri industriale și de aducere pe facilitățea unor investitori reali pe, în alte tehnologie. Că n-am făcut nimic dacă îmi vine investitor să mai facă o fabrică de bluși și să-mi plătească cu minimul pe economie. N-am făcut absolut nimic. Nu crește nici bugetul primăriei. Și am aici tot masă. Haideți să mai discutăm ceva legat de aspectul național al politicii noastre. M-am învolburat. Dâmboviceni. Ați asistat la ce s-a întâmplat alaltăieri în Parlament? Ați urmărit? Ați văzut? M-am uitat la televizor și eu. Am mai și citit câte ceva. Doamne, mă uitam la Iordache sărac. Ăsta a lucrat la fabrica de mobilă, am auzit eu, nu știu ce a fost el pe la fabrica de mobilă pe acolo și obișnuit cu mobila, cu scaunele, cu birourile. Doar aproape că își rupsese unghiile în încleștarea în care se ținea de birou. A fost un cir penibil. Și să așeza și mai bine în scaun să nu intragă cineva de sus. Dar uite, eu sunt nedumerit ca și dumneavoastră, ca simplu telespectator, faceți abstracție de coloratura mea politică sau de faptul că fac politică. Dar mă întreb și eu, ca orice cetățean, dacă un regulament de ordine internă sau o lege nu se respectă în interiorul Parlamentului, de către parlamentari, cum e administrată acea situație? Cum se iau măsuri împotriva celor care nu respectă regulamentul? Tu ești și fiindcă probabil legiuitorul nu s-a gândit că se poate ajunge la o asemenea situație de circ, imbecil, ridicol, în Parlamentul României. Cum credeți că suntem noi priviți în afară? Ați citit Ferma Animalelor? Da. Am văzut și film, ecranizare. Ați văzut desenele animate Ferma Animalelor? Deci, ăia și le-au, cum să spun eu, închipuit. Noi nu le-am închipuit. Doamne. Vorba unuia. Nici Caragiale nu s-a gândit, domne, la așa ceva. Porcii, când ajung să te conducă, e vai de mama calului. Corect. Vă mai spuneam eu că odinioară mi-era frică de slugărnicii și de corupție. Dar acum mi-e mult mai teamă de prostie și de tupeu. Haide să ne aplecăm asupra problemelor noastre la Giurgiu. Pentru că conform spuselor unui clasic în viață politician, nu e de nasul nostru să vorbim de politica de la București. De ce? Pentru că ei sunt alți, mai deștepți, mai frumoși. Domnule, cunosc, domnule, știți cât de limitați sunt unii. Dar pe de altă parte, dacă i-aș pune în fața unui test de inteligență, mulți ar fugi acasă. Ei, nu sunt în stare să le facă nici pe alea care apar pe telefon, de le fac copiii aia mișcă la școală. Mulți dintre ei, dar nu vreau să-i nominalizez, pentru că le știu bagajul, le știu capacitatea, știu mai multe lucruri decât credii că știu despre ei. Dar va veni o zi, nu? Când viața ne va obliga, pentru că nu avem cum altfel să spunem tot ce știm. Eu mă încred în bunul Dumnezeu că va veni. Și eu la fel mă încred în bunul Dumnezeu și, dar cel mai mult mă încred în puterea noastră, să știți. Pentru că Dumnezeu are probleme multe. Da, dar Dumnezeu ne-a dat putere, ne-a dat curaj, ne-a dat înțelepciune. Noi suntem cei care trebuie să ne rezolvăm problemele. Vă spun eu, noi suntem cei. D'accord. Și să avem curajul să spunem totdeauna adevărul, indiferent de consecințe. Dar, după cum am observat eu în ultima perioadă, adevărul a devenit apanajul proștilor. Sau așa vor ei să creadă. N-aveți dreptul să dețineți adevărul decât la o sumă în sus, în cont. Dom'le, am astăzi vremurile. Nu, astăzi vremurile românești, da. Da. Domnul Angherescu, astăzi a avut loc ședința
Consiliul Județean. Asta vă fac ca informare. Nu vă pun întrebare că nu aveați cum, că dumneavoastră ați venit direct de la serviciul încoace. Problema, cei de la protecția copilului de vreo două luni de zile nu și-au luat salariul și de alte luni de zile nu îi se plătesc. Am citit în presă că de 5 luni nu și-au luat cotizațiile și de 3 luni parcă salarii. De două luni. De două luni. Ieri am primit pe telefon Consiliul Județean ședință rectificare de buget. Eram sigur. Mi-am dat seama că singurul mod de a putea să le plătească salarii este să se rupă de la alte capitole economice, de legură de pe la investiții să rupe, ca să le plătească salariile la oameni. Mulți dintre ei spuneau chiar că au fost nevoiți să-și vândă de prin casă lucruri ca să-și poată achita datoriile. Ei, cred. Asta e viața, așa înțelegem noi să conducem, dar sunt sigur că nu este vina președintelui Consiliului Județean, s-ar putea să fie alu Mustățea, dacă nu e alu Mustățea, alu Beianu, iar dacă nu e alu Beianu, alu Soros. Sigur este alu alu Soros, e domn. Alu Soros? Da. Ca să terminăm. Nu, domnule, mă gândeam la Nea Victor Voianciu. Dar dacă dumneata spui Soros, da. Ăsta, s-ar putea ca Soros să fie... Soros, cu siguranță. Da. Da, e bine și că Victor Orban și Ungurii din Harghi să li se dea banii oamenilor și asta e un lucru bun, să dea Dumnezeu să li dea pe toți, nu numai pe o lună, pentru că dacă li dă pe o lună, ei deja s-au împrumutat și când ia banii trebuie să dea banii de unde s-au împrumutat și iar rămân acum de sărbători fără niciun ban, mai ales că cu porcul la țară s-a cam terminat. Am pus astăzi pe ziar, dacă te prindești dacă ai loc cumpărat porc dintr-o zonă din asta declarată cu pestă porcină, amendă între 20.000 și 40.000. Dacă nu ai de la medic sanitar veterinar că porcul e sănătos. Asta așa, ca să ne fie și mai bine. E, domnul Anghelescu, noi astăzi sunteți membru PNL? Sunt, da. Știu că au fost niște discuții legate de intenția dumneavoastră de a apare pe o listă care listă va fi supusă unui sondaj de opinie anul viitor legat de potențial candidați pentru primărie. Am înțeles că a fost o întreagă istorie, chiar a stat de vorbă și cu președintele dumneavoastră, cu domnul Marin Antun. Nu și nu, că nu s-au respectat. Acum, eu tot n-am înțeles ce nu s-a respectat. Aia mi-aș fi dorit să înțeleg ce nu s-a respectat. Am înțeles că a trecut prin biroul politic municipal, pe acolo a fost o chestie din asta, așa, un aranjament, ceva, doamne, pe românește știți cum se spune? O ordinărie. Ați înțeles? Niște oameni strânși acolo, aduși după la Poplaca, de la Dâlga, de la nu știu unde, oamenii noștri, membrii biroului politic municipal, care au propus și au supus la vot dacă Anghelescu și Matei Mihai pot să apară pe lista asta. Și oamenii ăia de bună credință, bine pregătiți înainte, au spus că nu sunt de acord ca dumneavoastră și Matei să figurați pe lista. Acum vin și vă întreb. Cum a fost, domnule, cu ședința asta a biroului politic municipal? Dar cred că mai bine ar fi să luați cu începutul, cu decizia venită de la centru, ce conținea decizia? O să încerc, dar să nu-i plictisesc pe telespectator, domnule, iartă-mă. Că, pe de altă parte, eu nu prea pot vorbi împotriva partidului sau împotriva anumitor personaje a oamenilor, partid, nu a partidului. Că m-aș trezi exclus pentru a doua oară de pe această listă, când abia se prefigurează introducerea mea pentru sondajul de opinie. Aveți o șansă? Da, pe scurt, practic, ce am înțeles eu și cum am citit eu hotărârile Biroului Politic Național, era, domne, cine vrea să candideze, este obligat să depună următoarele documente. O cerere, o declarație în baza căreia nu-l ataci pe eventualul prim clasat în acest sondaj de opinie, un program de guvernare locală, îl port tot timpul după mine ca cumva să mi-l fure cineva, și o strategie de câștigare a alegerilor.
Bun. Eu am depus aceste documente care inițial nici măcar nu au fost admise de când în integralitate, e o întreagă poveste, trebuia să fiu prezent fizic la înmânarea acestor documente. Am reușit să parcurg prima etapă. Așa s-a întâmplat și când am intrat în aviație. Am zis, domnule, dacă trec de prima etapă, sunt câștigător. Care era vizita medicală pe timpul ăla. Și m-am trezit în fața biroului politic municipal, parcă, cum să spun eu, am trăit vremurile din filmele cu tribunalele populare din anii 50. Eu încercam să le explic... Filmele cu proști. Eu încercam să le explic colegilor mei că e vorba numai de validare. Atâta timp cât întrunesc condițiile statutare de participare la acest sondaj, care, repet, telespectatorii, este un sondaj de opinie pentru a desemna ca intenție de vot și posibilitate de creștere pe cel mai bine situat candidat din partea PNL-ului. Deci va fi o competiție internă și externă, susținută, sper eu, de o campanie personală de fair play din partea fiecărui candidat din cei trei, și până în martie anul viitor, noi vom desemna. Fair play, traduceți-vă. Fair play adică fără să ataci, murdar, fără să folosești, cum să spun eu, calomnii, fără să minți, fără argumentație. Păi, atunci eu vin și vă întreb. Și practic Orban, președintele așa, nostru. Minți, da? Am înțeles, da. Și în decalog e să nu bineînțeles, minți, da. Da? Și... Păi, președintele organizației municipale, PNL Giurgiu, da. Marian Măroiu, imediat, dacă nu chiar din a doua, a treia zi după ce a ieșit președintele organizației municipale, a început o campanie cu membrii din biroul politic municipal, Dorenzo, Dinușe Nușe, da. În care se recomanda drept candidatul PNL-ului pentru funcția de primar. Am înțeles și această interpretare. Cum că la un moment dat să concura cu domnul... Eu am înțeles. Mă rog. Fiindcă eu nu mi-am permis să fac acest lucru, ci era, am înțeles, împământenit ca o cutumă ca președintele organizației municipale să fie și candidatul acelui partid la funcția de primar. Nu e adevărat, nu există nicio cutumă. Dar le-am reamintit de acum un an de zi. Primar din 2012, da. Domnul deputat Nicolae Florian și cu domnul Noru Stănișteanu, da? Din ce alegeri, din ce an vorbiți dumneavoastră? 2012, 2016. 2012, da. Țineți minte. Primul mandat al lui Barbu. Primul mandat, nu, 2016. Atunci 2016. Când ați candidat dumneavoastră pentru... 2016. Deci dumneavoastră probabil vorbiți de toamna anului 2015-2016. Da. Când s-a candidat pentru poziția de primar și era și domnul Noru Stănișteanu, da, la PNL, da, s-a făcut un sondaj de opinie în care s-au făcut jurăminte de credință, în care cel care va ieși pe prima, pe a doua poziție, nu va se susține ataca pe cel și care, da, și nu-l va ataca pe cel după prima poziție. Asta în cazul în care ar fi rămas în partid. Da, și ca să vezi că jurământul e jurământ, când a văzut că s-a situat pe a doua poziție, domnul Noru Stănișteanu a plecat în partid și a făcut partid. Așa că da, e un drept. Am înțeles, dar e un drept al domniei sale. Da, părăsi. Și dumneavoastră, dacă vreți, mâine să lucrați. Ai spus că numai președintele organizației municipale. Așa am pământenit. Așa am înțeles, da? Am avut exemplul 2016 când... Perfect. Ne întoarcem la momentul biroului politic municipal, da, în care trebuiau fi analizate programul exact, de guvernare locală și toate astea. Iar eu încercam pe unii dintre ei să-i conving și să recitească că e vorba de validare, de, cum să spun eu, constatarea. Deci nu votarea, a condițiilor validare statutare și validarea și dat drumul la documente mai departe, la BPJ. Ce spuneți voi că în toate județele din țara asta, în, da, municipiile, în spiritul competiției, județ, asta era. Ce s-a validat? Nu ne ascunde după degete, nu ne ascunde după nimic. Domne, strategia Partidului Național Liberal era în profund liberalism o competiție reală prin care și Partidul Național Liberal de la centru își făcea reclamă până aceste personalități notabile sau nu, ale orașului, prin campania personală pentru care se va pregăti fiecare dintre ei pentru obținerea fiecare funcției. Fiecare spuneați PNL, domnule. Bineînțeles. Așa și până în martie făceam cu reclam. Cu cât mai multe voci PNL, și PNL, în plus, da, în plus, vis-a-vis de această situație, PNL Central asigura
și asigură 50% din finanțarea acestui sondaj de opinie și 50% de la filiala județean. În plus, Partidul Național Liberal s-a gândit să-l și responsabiliteze pe cel care va câștiga acel sondaj de opinie prin acordarea statutului de șef de campanie la europarlamentare și la prezidențiale, astfel încât să poată să înceapă acel candidat la funcția de primar să aibă experiență, să-și formeze echipa, să cunoască toate OSV-urile, să vadă cu cine are de-a face și să-și pregătească din timp campania pentru alegerile locale din 2020. Asta era raționamentul de a avea mai mult candidați. Și ăsta este și astăzi. Și liberalism, și competiție, și meritocrație. Aia le cer eu oamenilor când le vorbesc de meritocrație. Să se uite în spatele fiecărui candidat să vadă ce-l propune și ce-l mână pe el în lupta respectivă. Că mie mult mai bine mi-ar fi să nu mă bat pentru această funcție. Și ce s-a stabilit? Nu vorbesc nici de indemnizație, că ce o să fie mai mică decât salariul meu. Ca și primar vorbesc. Ce s-a stabilit? Au început, nu domne, că noi așa am stabilit la Giurgiu, că votăm, că cu tare, că cu tare. Bine, hai, treceți la vot, s-a votat în mod secret și m-au invalidat. Democratic, m-au invalidat. Perfect. Ulterior, eu am făcut o contestație și aștept rezoluția la acea contestație. Domne, ați făcut contestație. Adevărul e cel mai bun dintre toate, nu trebuie să ascundem nimic. Așteptați răspunsul la contestație. Da. E surprinzător pentru mine. Cam opozanți în rândul propriului meu partid? Sau? Ședința de săptămâna trecută, la ședință, la conferința de presă, a venit domnul secretar general Costel Dumitru. Constantin Dumitru. Da. Domnule, și a spus... Salut poziția sa, am văzut declarația. Domnule, nu știu, dar mie mi se pare puțin în contravântul lui. Păi, probabil au luat exemplu de la mine. Eu am fost primul împotriva. Domnule, eu acum, asta mi-e firea, eu nu mă pot ascunde după deget. Nici. Toată lumea știe că Marin Anton este nașul copiilor lui. Da, deci, în afară, atenție, da. În afară de subordonarea în cadrul partidului față de președinte, da? Dumnealui are și un anumit grad de rudenie. Poziția pe care a adoptat-o acum și spune dumnealui că e o poziție pentru că așa îi spune sufletul să o facă și nu a fost discutată cu președintele partidului, cu președintele organizației municipale și că de la sine și că el este convins de faptul că urmarea susținerii pe care o va face sau a discuțiilor pe care le va avea cu președintele Marin Anton, cu președintele Marian Măroiu, lucrurile se vor rezolva. Acum eu mă întreb, cine l-a ținut să nu aibă discuția asta înainte? Și să le demonstreze celor doi șefi. Am înțeles. Da. Că dumnealui a spus așa, ședința a fost statutară. Da. Deciziile dar, au fost, deciziile au fost incorrecte sau ceva? Decizia nu. Da? Și atunci mă întreb, noi, cine l-a ținut să nu le spună încă de când se înfașă, când începe înfășarea lucrurilor pe domnul Costel Dumitru să aibă această poziție? Da. Să știți că de și ce a șaptea zi după scripturi? Eu cred că și reglementările totuși lăsau un pic loc de ambiguitate. Și de aici până la interpretarea fiecăruia. Dar eu le-am reproșat, faptul că atunci când am avut acea stare de ambiguitate, în fiecare o susținea pe lui, putea cineva din sală de acolo să pună mâna pe telefon, să dea telefon la centru sau să-i dau eu telefon dacă cumva era liber domnul președinte Ludovic Orban și să-l întrebăm în direct în cadrul acelei ședințe. Nu s-a vrut acel lucru. Domnul Bușcu a zis, domnul, noi am hotărât, noi am muncit de aici, de mult timp, pentru cutare sau pentru cutare. Noi așa am stabilit. Și eu le reaminteam, nu e mai important votul vostru de aici, din BPM, față de votul giurgiuvenilor. Așa este o calibrare. Așa iei pulsul giurgiuvenilor. Prin desemnarea corectă a unor candidați. Da. Fiindcă n-am făcut nimic. Degeaba mă acuză pe mine unul sau altul că n-am o activitate politică sau asta. Și activitatea politică, dacă nu e reprezentată de către un om valoros,
cu bune intenții și meritoriu, degeaba face, poate să facă de dimineață până seara multă politică, activitate politică. Și dumneavoastră, și dumneavoastră, și cameramane, și astea sunt sătui de politică. Politica o văd la televizor, pe posturile de televiziune naționale. Aici ce politică? Se vadă? Că eu, ce văd oamenii la televizor mie trebuie să domnul Mandu, acum vă pun și eu o întrebare și chiar vă cer să mă consiliați. Cineva mi-a spus și sunt tot mai mulți ea, Adriane, pleacă din politică. La Giurgiu nu se poate face politică, ci doar aranjamente. E adevărat sau nu? E adevărat. Atunci voi reconsidera și eu poziția mea. Dar, eu nu vă sfătuiesc să plecați din politică. Este foarte adevărat că la Giurgiu nu se face politică, ci doar aranjamente la nivelul tuturor partidelor. Să știți, nu e vorba de PNL, de PSD. Dar toate partidele, seamănă între ele, ca organizare. Ascultați-mă, vă rog. Sunt greși, sunt interese, sunt afini. Păi dacă e orice statut al oricărui partid, zici, domne, numai lapte și miere și așa mai departe. Dar ierarhiile, camarilele, într-adevăr, vă dau dreptate. He, acum ce vroiam să vă spun? Da. Dacă și oameni ca dumneavoastră, și să știți că mai sunt în politica giurgiuveană oameni cu același caracter, cu același dorință, care s-au implicat în politică nu pentru interesul lor personal, că slavă Domnului. Acum trebuie să le spunem că un salariu de pilot nu e tocmai de aruncat așa sau de neglijat. Eu nu cred că dumneavoastră aveți probleme cu salariu sau cu situația. Da, mulțumesc lui Dumnezeu să dea Dumnezeu tot. Deci dumneavoastră vă implicați în politică din cu totul alte considerente. Și dacă și dumneavoastră plecați, atunci ne ducem drag cu toți. Pe românește, știți, pentru că eu nu prea am, nu sunt dus așa des la biserică, mă duc și eu de Paști, de Crăciun. Și eu am înțeles. Și asta nu înseamnă că nu cred în Dumnezeu. Cred în Dumnezeu. Să și eu cred în Dumnezeu. Dar eu sper la mai mult, pe cuvântul meu de onoare. Dar nu trebuie să vă lăsați scos, pentru că sunt unii care în momentul în care apar oameni ca dumneavoastră în politică încearcă să-i minimalizeze importanță. Ca să-și-l crească. Să-i scoate în afara jocului. Da. Sau să vi se facă o ofertă pentru unii de nerefuzat și să cadeți în capcană. În momentul în care ați căzut în capcană, s-a terminat tot. Terminat, gata. Nu mai e Adi Angelescu. Nu mai e giurgiuveanu Adi Angelescu care ar fi putut să stea la București să numere câinii cu covrigi în coadă decât să vină aici și să se certe cu Mandu în emisiuni. Da. Nu mai la București. V-am spus, eu m-am implicat fiindcă am ajuns, bineînțeles că mai pilotez și acum, sunt inspector în cadrul autorității și nu mi-am pierdut licența și pilotez de cel puțin 8-10 ori pe lună. Am și pensie din aceea mare pentru unii, dar meritorie, pe grupa întâia de muncă și pe contributivitate. Iar faptul că am venit înapoi în Giurgiu și sunt aproape zi de zi, ceas de ceas, alături de giurgiuveni și cel puțin la sfârșit de săptămână, dacă nu când îmi permite timpul să fac naveta de aici, de la Giurgiu, rușinea în care a ajuns acest oraș și faptul că mă simțeam complice că nu m-am implicat până acum. Domnul Mandu, vă dau cuvântul meu de onoare că dacă eu aș găsi acum tineri, dar tot meritorii, între 30-40 de ani, 25 de ani, i-aș forța eu, i-aș momi cum aș ști mai bine să intre în politică, că conform Constituției României, așa se face și administrarea publică locală și guvernarea României. N-avem încotro. Dacă vrei să schimbi lucrurile, trebuie să te implici și să-ți asumi și injurile, și calomniile, și toate cele. Că câte grozăvii și câte minciuni nu se vor spune în campaniile electorale, nu se vor spune decât pe timp de război. Nu, știți vorba la câtă mizerie s-a ajuns în politica asta. Mie mi-e lehamite și acum când stau de vorbă cu dumneavoastră. Nu credeți că îmi face plăcere? Ajungi să te legi de familia cuiva, să încerci să dezbini o familie frumoasă. Cu lucruri inventate. Noi ce vorbeam noi mai devreme? Cu minciuni, cu fotografii făcute, trucate, date dracului. Doamne, nu se gândesc în spatele omului ăluia. Sunt și copii, doamne, din ăștia la și dumneavoastră vorbați de oameni ăștia care fac, care se cred creștini. Ce înseamnă asta, doamne, unde s-a ajuns? Asta e politică, asta e cucină. Asta e lipsa de educație.
să apelezi la servicii. Dom'le, tine ce spun, că eu știu ce spun acum. Să apelezi la servicii, să faci fotografii, să le dai în presă, ca să distrugi niște familii doar pentru faptul că ăla e cu adevărat școlit și e bine pregătit. Perfect. Pentru viața. Iar eu vă spuneam că dacă lumea ar fi educată, ar fi interpretat acelea imagini și calomnii la adresa unui om meritoriu ca simple minciuni. Haideți să vă spun o poveste. Dar lumea este manipulată în continuare. De fapt e o realitate. Da. E constatată, văzută, trăită. Se spune așa, zice, citeam despre un politician: ia uite-te la ăla, bă, îndrăznește să muște mâna celui care l-a hrănit, care nu știu ce. Nu spun despre cine e vorba. Eu știu realitatea. Omul ăla, ca și dumneata, și-a dorit să intre în politică, să facă ceva. În momentul în care a ajuns într-o poziție extraordinar de importantă, i s-au cerut servicii. Să semneze ceva în folosul cuiva, iar omul ăla nu a putut să accepte lucrul ăsta. Cu demnitate s-a dat jos după scaun. De acolo a început jihad. Asta e politica giurgiuveană. Asta se face la noi în Giurgiu. Cred că aveți dreptate. Dar eu am un avantaj față de acest. Ce vei lupta cu astfel de oameni? Tu crede-mă, te rog. Da. Va veni o vreme când lucruri de care nu le-ai făcut și nu le vei face niciodată. Știi ce e mai... Ți se vor pune în spate că le-ai făcut. Știi ce mă deranjează pe mine cel mai mult? Faptul că ăstora nu le pasă. Ei se cred voievozi, șef de servicii. Instituțiile pe care le vredeți dumneavoastră publice sunt mai private decât toți privații la un loc. Așa fiecare este. Șef de birou se crede patron. Așa pe acea suprafață de teren. Fiecare de președinte se crede baronesc și așa mai departe. Așa. Titlurile nobiliare au fost, cum să spun, într-un fel transferate în conjunctura vremurilor pe care le trăim. Bine. În șef de cabinet, șef de serviciu, director. Asta să-ți poți cumpăra titlul. Da, da, acum nu-i mai zice așa, baron. Știi cum îi zice? Director general. Ăsta e un timp de baronet, așa, m-ai înțeles? Director general. Conte, președinte al cutărui lucru. Bă, ești conte, mă, deja. Eu m-am gândit, poate fi o variantă de luat în considerare și lucrul ăsta. Și se comportă mai rău decât foștii conți, viconți și așa mai departe. Știi câți stănațe scatiu avem și câți moșteacă ne Eu ce vă spuneam, lipsa educațională aici ne-a adus. Fiindcă conducătorii sunt fresca societății. Credeți-mă, nu sunt mai breji decât majoritatea care mai explicăm ceva. Dar oamenii, dacă erau educați, nu se lăsau manipulați. Este adevărat. Dar pentru asta trebuie să lupți, da. Să îți apropii oameni. Vedeți de ce sunt importanți care... profesorii, în afară și de medici. Păi eu spun profesori, da. Medici, avocați. Sunteți oameni tineri mulți în Giurgiu. Da, dar suntem 10-15%. Bă, iar majoritățile mediocrității au făcut găști. Iar mediocritatea se bazează pe majoritate. Nu poate să reziste, nu poate să meargă la infinit lucrul ăsta. Sperăm. Mă, încet, încet. Sper ca oamenii să înțeleagă și să prindă curaj. În momentul în care ați crescut, nu vă mai stă nimic, bă, pentru că perfect. Inteligența da. Bate totdeauna. Nu, nu e chiar așa. Uite, dacă dumneavoastră aș fi ofițer la poliție sau la armată sau oriunde și vorbești că n-ai găsit o slujbă pentru nora, pentru soția, pentru cutare și vorbești cu ăla sau cu ăla alt, ca să nu dă nume, și vă angajează și o ține acolo, cu toate că nu și are rostul acolo unde ai angajat-o. Ești tributar acelui om sau nu? Oi, rămâi dator vânzător. Și ce faci tu cu familia ta? Votezi. Ai înțeles? Și restul care n-au loc pe aici se duc și muncesc la, în București, în Spania, în Italia și peste tot. Și înseamnă că și noi ne necăm amar. Ce-mi spui? Tu vrei să-mi spui acum că țara asta nu mai are nicio șansă? Din păcate, pentru să mă duc, dracu, să-mi iau viitorul apropiat, nu. Fiindcă nu lăsăm pe nimeni să se implice. Nu. Asta e politica omului care deja a depus arme. Eu nu le depun, mă. Până îi pune mâinile. Până. Dar nici eu nu capitulez. O să mă lupt cu hoții ăștia până mi-o lua Dumnezeu. Nici eu nu capitulez. Eu ori dau totul, ori nu dau nimic. Una în două. Până noi dau ori tu, popii, eu nu mă las. Bă, cinstea mea, domnul. Trebuie să și merite, la un moment dat, domnul. Domnule, nu o fac pentru mine. Eu am copil. Ai copii. Eu mâine, poi mâine mă duc, dracu, dar copiii nu știu ce vin au.
De ce să spună copilul meu despre mine că tata a fost un laș, a fost un nei ca nimeni? S-a lăsat mânjit pentru câțiva lei, cum spun câte unii, știi, când le-o trag la câte unul prin ziar. Aha, ai luat bani de la ăla. Când eu trag lui ăla despre, zice, ai luat de la ăla. Nu e adevărat, fraților. Eu fac lucrul ăsta pentru că așa simt. Și nu o să mă las niciodată. Absolut niciodată. Indiferent de consecințe. Sau de ce veți încerca voi să-mi faceți. Mai chemați-mă prin instanță. Ne mai întâlnim și pe acolo. Domnul Angherescu. Da, domnul Angherescu. Să nu te lași, domnul. Mă rog la bunul Dumnezeu să nu mă las. Și la nu te lași să mă și înțeleagă. Luptă-te cu ei. Luptă-te pentru noi. Eu nu pot să fiu politician. Pentru că n-am flerul ăsta de politician. Dumneavoastră a spus că eu nu am grijă zilei de mâine sau de poimâine sau de astea. Da, păi de asta am spus să te bați pentru noi, nu și pentru tine. Noi toți o fac. Că așa înțeleg eu, nu primăria, înțeleg comunitatea. Eu doamne pentru asta vreau să fiu primar. Bun. De-abia am încălzit și cred că aș fi vorbit mult și mult mai multe cu domnul Angherescu. Eu sper să ne ajute Dumnezeu să schimbăm puțin lucrurile în țara asta, pentru că altfel, să dea Dumnezeu până la o emisiune viitoare să ne fie un pic mai bine. Dar până atunci, o seară bună, vă doresc.